Ca să primești, trebuie mai întâi să oferi. Asta au făcut câțiva tineri artiști prezenți la festivalul Arta Craiova. Un moment artistic și câteva picturi realizate de ei în timpul celor 3 zile de festival au fost cadoul lor pentru vârstnicii de la Căminul de Bătrâni. Mă bucur că am reușit să aducem și aici, la Căminul de Bătrâni, puțin din arta noastră, să-i bucurăm și pe ei aici. Sunt foarte fericită pentru că rezultatul acestui proiect este și unul caritabil și, din nou, ne exprimăm în diferite locuri. Avem lângă noi bunicii noștri, da, străbunicii noștri, cărora le-am adus astăzi produsele culturale realizate în timpul proiectului cultural. Evident că la anul acest proiect se va elabora și vom avea momente artistice pe care le vom dedica personal lor. E ceva foarte frumos și foarte plăcut și vă mulțumim pentru că ați venit aici la Căminul de Bătrâni să ne mai faceți și pe noi mai veseli. Excepțional de frumos să mai vină, le așteptăm cu drag. Ne plac, da, foarte frumos, da, foarte frumos să mai veniți pe la noi. Festivalul de artă Craiova, desfășurat la sfârșitul săptămânii trecute, a strâns la oaltă toate cele 7 arte reprezentate de tineri talentați din Bănie.